Bună ziua, stimate doamnă prim-ministru, domnule ambasador, stimați colegi din mass media. Începem evenimentul de delegare a unui grup de medici și paramedici care vor participa într-o misiune umanitară în România. Am onoarea să-i ofer cuvântul doamnei prim-ministru Natalia Gavrilița. Bună ziua tuturor! Pandemia de coronavirus reprezintă o criză globală de sănătate și una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii. La nivel global, am ajuns acum la tragicul antirecord de aproape 5 milioane de decese din cauza pandemiei, iar umanitatea resimte o povară grea a acestor pierderi de vieți omenești. COVID-19 este mai mult decât o criză de sănătate. Pandemia are implicații fără precedent în viața fiecărui om și provoacă efecte devastatoare de ordin social-economic. Din păcate, România a ajuns vineri pe primul loc în lume la numărul de decese zilnice de COVID raportate la populația țării, duminică ajungând și la un număr record de pacienți spitalizați în secțiile de terapie intensivă. Spitalele sunt depășite de numărul de pacienți care au COVID, majoritatea acestora nefiind vaccinați. În această situație gravă, Guvernul Republicii Moldova vine cu un gest de susținere prin delegarea a 22 de medici și 10 paramedici pentru a ajuta spitalele din România. Noi înțelegem că este necesar de a ne uni forțele pentru că mai mult ca oricând personalul medical și sistemul sanitar al României au nevoie de ajutor. Solidaritatea și responsabilitatea sunt cruciale în aceste momente, reprezentând principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Cu această ocazie țin să mulțumesc încă o dată pentru faptul că de la începutul crizei pandemice România a susținut constant Republica Moldova atunci când a fost greu în Republica Moldova. În luna mai 2020, o echipă de 40 de medici și asistenți au activat în spitalele din Republica Moldova. Tot în luna mai 2020, România a donat 20 de camioane cu echipament medical. În februarie 2021, țara noastră a beneficiat de loturi de echipamente medicale de protecție pentru personalul medical în valoare totală ridicându-se la circa 2,3 milioane de euro. Totodată, România a donat Republicii Moldova circa 500.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca și Pfizer. Cu această ocazie vreau să fac și un apel la populație. Vaccinarea e unica șansă de a opri decesele și supra-solicitarea sistemului medical prin spitalizări masive. Persoanele vaccinate au un risc de 9 ori mai mic de a fi spitalizate sau de a muri din cauza COVID-19 decât persoanele nevaccinate. Vă rog foarte mult să fiți vigilenți, să purtați masca în spațiile închise și aglomerate și să vă vaccinați. Dumneavoastră, celor care plecați în această misiune, vă doresc să aveți o muncă ușoară, să fie stabilit acest val, să reprezentați cu demnitate Republica Moldova și sistemul medical din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru serviciul pe care îl faceți atât aici, în Republica Moldova, cât și acum plecând în ajutorul colegilor din România. Vă doresc drum bun, să fiți în siguranță și împreună, prin solidaritate, să facem față acestui val și să stabilim răspândirea infecției. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnă prim-ministru, vă mulțumim! Am onoarea să ofer cuvântul excelenței sale, domnului ambasador al României, Republica Moldova, Daniel Ioniță. Dragă doamnă prim-ministru, dragi doamne ministru, onorată asistență, dragi medici, asistenți medicali și personal smurt, recunosc, sunt emoționat până la lacrimi. Sunt emoționat până la lacrimi de acest foarte frumos gest al dumneavoastră. Dați-mi voie ca în numele autorităților
române, să vă spun un mare mulțumesc. Să vă spun că gestul dumneavoastră făcut în aceste vremuri grele pentru noi nu va fi uitat. Din păcate, România, așa cum s-a menționat mai devreme, se află acum pe un loc negativ. Suntem pe primul loc în ceea ce privește bolnavii de COVID. La această situație gravă am ajuns, poate și datorită faptului că românii poate s-au relaxat mult prea curând și românii totodată nu au beneficiat așa cum trebuie să beneficieze de ceea ce am avut și de ceea ce avem. Nu au beneficiat și n-au vrut să beneficieze de vaccin. Vaccinul reprezintă, evident, singura soluție prin care împreună vom putea să trecem prin această nenorocită de pandemie. Însă faptul că dumneavoastră ați demonstrat și demonstrat solidaritate și dați dovadă de empatie față de noi, cei din România, demonstrează odată în plus, dacă mai era nevoie, că sângele apă nu se face. Vă mulțumim mult, mult de tot pentru acest foarte frumos gest pe care îl faceți pentru noi. Vă doresc să vă întoarceți sănătoși din România și vă asigur că și România a fost, este și va fi întotdeauna alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ambasador! Dragi medici, paramedici și asistenți medicali, suntem siguri că o să vă îndepliniți cu devotament și implicare misiunea în care porniți astăzi. Vă urăm drum bun! Stimați colegii din mass media, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Aici evenimentul ia sfârșit. Vă mulțumesc! Nemai vorbind de vaccin, primele loturi de vaccin au venit în Republica Moldova din România, din ajutare umanitare. Astfel a fost posibil ca să vaccinăm personalul medical, medicii, deoarece cunoașteți că am avut aproape 150 de persoane decedate, majoritatea medici. A fost și este un gest enorm care l-a făcut România. Eu cred că în afară de a spune mulțumesc și recunoștința de a ne exprima prin cuvinte, este timpul ca să demonstrăm prin fapte. Având în vedere statistica că noi stăm mult mai bine decât ceea ce se întâmplă peste Prut, am luat decizia să trimitem împreună cu Ministerul de Interne două brigăzi, două echipe de medici și paramedici ca să vină în ajutor. Decizia Ministerului Sănătății este ca să trimită acești medici într-un spital mare modular care este organizat acum în Leațcan, județul Iași. Toți medicii, asistentele medicale posedă experiența suficientă, necesară în secții de terapie intensivă COVID și de asemenea secții tratament COVID, astfel ca să poată să fie de folos sistemului de sănătate din România în acest timp de răstrește și de cumpănă. De unde au fost selectați acești angajați medicali? Să înțeleg că nu este vorba doar din spitalele din capitală. Și în baza la ce criterii? Deci, în primul rând, noi am ales echipele astfel ca să nu sufere nici cadrele medicale, deci din instituțiile date, deoarece avem nevoie de cadre medicale, au fost luate din majoritatea secțiilor, maximum câte 1-2. Medicii, în special și asistentele medicale care vin din terapie intensivă, vin majoritar de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga și Institutul de Medicină Urgentă. De asemenea, avem câțiva, nu foarte mulți, care vin din spitalele raionale Dondușeni, Glodeni și Ștefan Vodă. Sunt 5 sau 6 medici și asistente. În ce perioadă? Câți la noi? Deci am spus în care spital vor activa de la 18 octombrie până la 31 octombrie.